1, litera A din OUGE, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, a fost convocat în ședința ordinară din predispoziția numărului 232-83-7-2023, emisă de primarul comunei Cezor, comunicată de 29-7-2023, ori de 10, care va avea următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului, președinția Consiliului Local al Comunei Cezor pentru lunile iulie, august și septembrie 2023. 2. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere pentru până la data de 30.2023, incidează pe data Comunei Cezor și a localităților și au depus aparținătoare și nu au fost beneficiat de acest sprijin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de planul pentru înregistrarea și aprobarea contractului de atenție de sus la Primăria Comunei Cezor, pentru Bacău. 4. Acordat am privind gratuita de și de suplantată pentru teren, aparținând de timpul public al lor de gazii CA, în vederea realizării lucrării, amplasarea cu tip de beton, tip SC15006, în localitatea Câmpeni, Comuna Cujor. 5. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind bunul de uz și interes public asupra pieței de 22.363 m² situată în zona satului Câmpeni, numit teren pompe, și introducerea în domeniul public al Comunei Cujor de Țepacău. 6. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind bunul de uz și interes public al orașului Mondre și introducerea în domeniul public al Comunei Cujor de Țepacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din competența C15 Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale la școala gimnazială Cujor. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE Construct SA pentru aprobarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. 9. Diverse. Din cei 15 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 15. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Supunem spre aprobare proiectul ordine de zi cu cele 7 puncte și suplimentul ordine de zi cu un nou proiect și anume punctul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine? Supunem spre aprobare procesul verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare din data de 22.05.2023, dacă sunt modificări sau completări. Cine este pentru? Este împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 1 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Comunei Cujor pentru lunile iulie, august și septembrie 2023. Prezintă doamna Spătar Margarete, secretar general. Sunt în vedere faptul că expiră mandatul domnului consilier Matei Elena Laura, președinte de ședință, fiind de 3 luni, conform hotărârii 32 din 23 iunie. Regulamentului de organizare și funcționare, ea fiind aleasă pe o perioadă de 3 luni, vă rog să faceți propuneri pentru următoarea ședință. Domnul Nistor. Domnul Nistor? Deci, ma propunere,
Da, prima propunere. Pentru domnul. Iată și o propunere. Pentru domnul. Domnul, să fii președinte până la sfârșitul. Dar nu trebuie. Nu mă amin, dacă trăiți 40 de zile. Dacă trăiți. Ca să plec că ramul, te garantez eu. Lați că stuie. Nu pe jos la București, că stuie. Pe părerea prietenii în acela la Cora, familiei lor au împlinit 50 de ani de căsătorie și au trecut să le prima dintre ei, prima dată în 2019. Domnicelea a săturat la primul lucru și a fost un lucru ca pățeatoare și nu a mai beneficiat de acest sprijin. Prezintă doamna care să vă dați de la mine. Și începând din luna ianuarie până în iunie, la momentul respectiv, au fost depuse un număr de 5 cereri pentru 50 care au întâlnit familii care au întâlnit 50 de ani de căsătorie. Figurează în anexă, dacă vreți, domnul Ceasăr, Emeric și Maria, Ieri și Matei și Iliana, Stanciu, Vasile și Angela în Căfe, Hanu, Neculai și Ana din Băsești, Ispas Ion și Elena din Bărmășeni. Sunt 5 familii care o să propunele ca să primească un sprijin financiar. Dacă supuneți de la contractul de alente depus la primărie comunului Cujur, proiectul dacă prezintă doamna secretar general. Având în vedere că numărul de contracte și stauri sunt foarte multe, nu a fost elaborat un regulament la nivelul UAT Cujur, am zis să mai adăugăm să avem o hotărâre în acest sens și cu o declarație prin care, fiind foarte mulți moștenitori care încheie contracte de alentă fără să fie și proprietari, adică să figureze, ei sunt moștenitori după un titlu, după un defunct și venim în sprijinul cu o declarație pe care, prin care își asumă ei că sunt moștenitori și pe propria răspândere, bineînțeles, ca să nu fie discuții între frați, că să e posibil, vine unul și face un contract pentru toți frații și sunt discuții între ei. El își asumă și pe urmă stabilesc că lucrurile în instanță se stabilesc. Răspunde cel care vine și încheie contractul și semnează. Supunem la vot. Cine de pentru? Eu am o remarcă aici, într-adevăr, s-au făcut, sunt și la alte părți, nu știu la părți, se întâmplă, se duce, se înseamnă la cel care are terenul, plus când începe să se staționa, nu ai niciun certificat de moștenitor. Nu poate, nu datorină dezbătut moștenirea, pentru că este foarte scump. Și în cazul ăsta, vă rog frumos, citiți foarte bine regulamentul și vor informații pe cetățeni, pentru că au un avantaj foarte mare. De exemplu, dacă nu au dezbătut succesiunea și au făcut, poate să vină să-ți facă declarații, face contract cu cel care are terenul moștenire și bine, el să înțelege cu frații. Dar nu, da, dar nu trebuie să creadă, de exemplu, pe titlul de proprietate figurează părinții. Dar cel care, și el nu te dă tot moștenire, tu unde știi? Îi te mostrează și pe propria secretare face discuri cu costa. Altfel, cel care are contractul și contract arendașul, nu se nimic, că pentru că domnule, să fie fratele ciupa cu el. Și în baza ăsta, contractul respectiv, vedeți că se registrează la primărie, face asta, în trei exemplare și te poți plânge la primărie sau să-i dă un bărc, uite așa, care nu-ți dă. Mulțumesc, eu știam că este binevenită chestia asta, binevenită pe chestia de hotărâre, pentru că reglementează toate terenurile din comun și știe și arendașul că are un contract și are câte o perioadă de 3 ani, 5 ani, 10 ani, cum vreți mai da. Și să nu te faci mai departe. Și să nu te faci mai departe. Și nu, proprietarul plătește, nu plătească arendașul. Tu arendașul ți-e dat? Nu, cel care dă pământul, în aia. Da? Da. Îl plătește la pământul. Așa, trebuie. El este proprietar de drept. Deci nu se arendașul cum e. Eu sunt arendașul și ce ție terenul. O să fie și. Deci eu am arendat. În contract se stipulează foarte clar pe ce dividende îți dau. 10 zile la hectar sau 20 de zile sau îți dau bani.
ce ai 10 ani? La un moment dat se speria lumea că nu știu ce, fac contract și intră în proprietatea arendașului. Nu, nu există niciun fel de lucru. Și fără explică, nu, are deci proprietarul de drept, de exemplu, sunt moștenitor, eu plătesc taxa, ce ar fi, arendașul să plătească pentru că la un moment dat, dar nu trebuie să... Da. Sunt cei care dau pământul în arendă, dar nu plătesc taxa și impozite la primărie. Și aici se ia pe un grup, dar nu plătește taxa. Pentru că aici în fața verificare, tocmai de Dacă s-a cantitat de mai mic, și în contract zice așa, tu să dau jumătate, jumătate e o subvenție. Dar nu mai știu dacă e din depășit. Da, dar așa și vreau mai tare, care au 3, 5 și 8. Complicat deloc. Care să le pune vorbă de altă complicat. Dar nu treaba, asta e treaba arendașului. Și al ei între ei, cu ce cum fac totul. Nu-i treaba noastră. Acum este contract, este stipulat. Corect, da? Contractul este în cele două părți. Ei se apilesc că... Păi înțelegea dacă e în cele două părți. Da, mulțumesc. La vot, cine pentru? Potriva? Trecem la punctul 4, de zi și anume proiecte, hotărâre privind acordarea a cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafața de 1 metru pătrat, teren aparținând domeniului public al comunei către SCE de gaz grid, SEA, în vederea realizării lucrării, amplasarea măsurii de beton 10.1506 în locatarea Mupen, comuna Pășor, prezintă doamna Bucancea Biorica, referent de specialitate urbanismului. Este o linie din medie care transportă curentul electric prin Bucur și este foarte lăsată în zona polului. Și au nevoie să mai pună un stâlp acolo pentru susținerea și imaginea drumului, drumul care se duce prin clasă, la urmă, da, da, un metru pătrat. Așa se face. Se poate să dedice stâlpul ăla. Da. Supunem la vot. Satului Câmpeni, cu un numit teren public și introducerea în domeniul public a comunei Pășor, județul Bacău, prezintă doamna Bucancea Biorica, referent de specialitate. Este vorba despre terenul de lângă port, deci de lângă albia râului și până drumul de lângă Ias. Unde a fost acum avem o bucată, dacă ați văzut planul, este deja intabulat o bucățică pentru un puț forat, două puțuri forate și pentru o pompă. Dacă mai țineți minte că care... Da, nu știm, care au stat de la desoa, au fost pompele de trombe. Da, care e rogița, Am făcut intabulare, cred că acum 4-5 ani am făcut intabulare pentru puțul și pentru acea pompă. Pentru proiectul de apă, care este un lucru de către Consiliul Județean de 10 ani, început de 10-12 ani. Pentru apă și canalul cu seama. Acum ei au mai sunat că nu vor numai acel perimetru. Ai vor și o bucată cu totul, pentru că o să vină instalația, o să vină utilaje acolo și o să... Noi așa, nu, dar nu o să vină. Da, o să vină și toate. Aici, din trebuie o să aibă revoluție și eu le relat în terenul. Știți că unde e bomba media petrolului, care nu-i doi pene, bani, nu știu, plingea acolo, după aia s-o luat aici, când prima bombă. E vorba despre bomba asta. Prima, la bani, da. Și la deal de la bomba, la deal, o perioadă de așa, o perioadă de bomba. Și a fost, uite, și a fost revendicat de Cernat Nicolae. Eu zic, eu am cumpărat de la cineva. Nu, nu, pasă, nu, înseamnă că n-ajunge până acolo. Deci, drumul ăsta asfaltat. Drumul care este asfaltat și până la prima bucată lucrată. Și unde se vede prima bucată lucrată? Și trebuie aici, dacă nu știa bade ăla. Păi da, dar a cui pământul ăla? Îmi există la
aici sunt de tot la 100, poate ar fost tot, dar îți spuneți cineva. De exemplu, acolo oricum, cernați, dacă nu uitea, cernați cu ele. Păi mai e domeniul public. Păi nu buni. Păi frate, atunci trebuie să dăm în ce proprietate primărie. Atunci eu votez, dacă nu, m-am țin. În felul ăla, dacă zici terenul particulare, să nu mă timp până acolo și am votat prost. Și nu vreau să mă duc la țină. O să vă rog. Dar nu găsiți sigur că nu nici dacă se uită pe hartă găsește. Și modificați asta și atunci eu suntem de acord. Dar așa vă rog frumos. Pentru că eu nu suntem împotrivă să nu facem ceva pentru că am trei sfertul câțănii asta. Bă, da. Și vedeți că da. A fost arat în stânga, doamna, că domnul primar, exact după Revoluție, vă zice ce an a fost arat. Tot timpul. Și ce a dat către ea, uite, asta e chiar nu era. Bă, nu, 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 nu-ți bate cu pompe. Și-ți mai dau o pompă. Da, chiar aia. De-aia nu știu că n-am adus noi pompă acolo și am pus pompă acolo. Da, asta că se trebuie. După aia e cernat. Știu, după pompă și mai rata. E un lucru care duce la zău. Și la celălalt zău mi-a ajuns. Da, dar trebuie să câteva bucăta să... Trebuie să pui un teren în particulare, pui un proprietar acolo. Dar dacă cineva ne vede după ce noi facem... Păi asta nu cineva ne vede după ce noi facem. Ești sigură că nu ne vede? Păi nu, asta spuneam, dacă... Și intrăm al ușinței, e izrazul comunii. Dacă ai pus vecinul și asta, eu n-am nimic. Eu votez în școlet, pentru că ei care au făcut știința răspunde. N-am nicio problemă. Voi trebuie să știți acum terenul ăla. Da, ai trebuit să fie slavă. Tot acum, hai, da, bună, că e acum mărit. Atunci, este de mică, atunci, spune așa. Domeniul public al comunii sau proprietate privată a primăriei. Cum credeți dumneavoastră că intră ora domeniul public, domeniul privat? Există, e o chestiune. Dar nu pot să spun terenul particular. Atunci, dacă sunt particulare, Nistor, Cernat, Vasilica, tot așa. Nu știu ce spuneți cu Cernat. Eu știu, eu știu. Și am întrebat pe Costică, Cernat, că vă spune. Bine, supune la vot, o să vă duc la Nigerul. Da, nu, eu am dat să, gata, nu vă doresc eu. Eu am spus și... Ce vă să nu vă supărați? Dar nu, eu nu se văd. Eu cine face mă, băi, cu... Eu nu mă schiță și la anexe. Da. Spuneți-mi, vă rog, abține. Cine? Eu. Domnul Nistor, da. Dacă îmi pune iată, eu am venit. Altcineva? Atât. Pentru? Toată cine este pe acord? Da? Zice că e izlaz, domnule. Da, 14. Doamne, după ce spune, că e izlaz. Dar trebuie să vorbească pe baza unui act. Nu vorbim așa, spune că e izlaz, spune că nu știu cum. Ea trebuie să vorbească pe baza unui act. Eu zic, la ședința următoare, aducem din nou în discuție proiectul, să le faceți izlaz și spunem că e limitat. Nu mai anexa e. Asta și cred că toată lumea e din bună credință. Opa, aia o știți foarte, foarte bine. Dacă este domeniul public, care o domeniul privat de la primărie, nicio problemă este. Trecem să fie care. Deci vă rog frumos, abținerile și împotrivă. Abține dumneavoastră și împotrivă cine mai e? Nici abținere. Înseamnă că avem 14 voturi pentru și abținere dumneavoastră. Să trecem la punctul 6. Da, domnule, cum mai e? Trecem la punctul 7 de 20 și am proiecte de hotărâre privind declararea ca unul de uși și interes public a unor imobile și introducerea în domeniul public al unui proiect de hotărâre privind de doamna de Pancea Viorica, referent de specialitate. Noi am făcut niște funcții la 10 ani. Abia acum am reușit să facem decepția plenară, adică nu după plenară. Și ca să le putem să le facem și în aia. Funcții de cele 5, două la Vârnășeni și una s-a dat. Asta e în 2010. Acele din 2005. Alea pietonale. Da, alea pietonale. Ne vedem cu domnul Vorcă. Poți să ne continuăm mai poftește. Noi, constructorul, abia acum, pentru că este în faza de liquidare, și avea nevoie să aibă liquidare pe care. Și am avut măsurarea lor. Măsurătorile sunt doar pentru partea de construcție. Terenurile nu sunt măsurate pentru că terenurile sunt ale apelor române.
și nu ne dă voie ca să facem tabularea. Și am făcut măsurătoare pe fiecare suprafață cu fiecare. Dacă s-a construit, pe ce bază s-a construit funcționarea pietonală? Erau a fost ceva întabulat, a fost cu a cui a fost? Un plan cu măsurătoare și cu plan. Și acum s-a schimbat. Pentru că nu era voie. Acum era altă lege. Păi dacă e voie, lăsăm așa de bucură. Nu, dar nu le pun în domeniul public. Sarcina mea este ca să fac inventarul domeniului public în fiecare an. Și vreau să... Da, le băgăm în inventar, eu să rup scândurile alea, cum le rup? E bine, dar acum am făcut un timp. Eu am făcut investiția acolo, normal să treacă undeva. Am început inventarul public. Am ajuns la 44 de foi, de file. Și aș vrea, ce știu eu și ce am făcut până acum și ce s-a făcut cadastral, să fac inventarul și apoi să vin în fața dumneavoastră ca să ne-l aprobați. Pentru că curtea de conturi, când vine, asta este prima lor întrebare. Zic că e un lucru foarte important că se tabulară și poate în evidență de cineva. Și chiar aș vrea să fac. Doamne, ceva. Acel om, acea persoană poate să zică, domnul primar, dar știți, în domeniul dumneavoastră, a primăriei trebuie întreținute. Dacă nu e a tău, nu poți să te apuci în departe. Mai am să ne fac poziții, mai am să ne fac drumuri. Extrate la care se măsoară acum. Și cred că mai am sala de educație fizică, așa? Și în general, eu le-am cam încropit. Și chiar aș vrea la sfârșitul anului să vin cu lista completă și să facem aprobare și apoi să aplici pe realiție. Dacă tot ați adus în discuție... Dacă public, pentru asta că eu nu pot să intru acolez, dar nu am această hotărâre. Vă uitam mai clar. Uite, Cristiana, 12 metri, eu știam 324, dar poate dumneavoastră ați măsurat, Trecem la punctul 7 de ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul finanțat prin Planul Național de Relansare și Reziliență din competența CERC în specie educație, numai și aprobarea proiectului cu denumirea de materiale didactice și programe digitale la școala gimnazială cu jur. Prezintă doamna Bogdan, consilier asistent. În cadrul PNL-ului, în componenta de 15 educație, avem aprobat cererea de finanțare pentru proiectul cu dotare pomerier pentru școala gimnazială Cojol. Aici intră și Cojolul și toate structurile. Avem, dacă v-ați uitat acolo, cererea de finanțare și la analiza de nevoi, unde sunt prezentate pe larg toate echipamentele care vor fi achiziționate. Noi, conform ghidului de finanțare, trebuie să aprobăm hotărârea prin care se aprobă participarea comunei la acest proiect, se aprobă valoarea totală a proiectului, care este de 1.358.598,98 lei, valoare cu totul TVA, și valoarea susținută de la bugetul local, total 113.050 de lei. Supunem la votare pentru. Dar nu asta nu avem dotaje și să fi. Se aprobă dotaje. Stai liniștit că se aprobă, n-ai început. Da, punctul pe ordine. Da, am un gând în programul ministerului și votează tot. Ce produse a pentru preluare deșeului participare. În vedere a compozării și a compozării pentru preluarea deșeului biodegradabil, în vedere a compozării pentru o perioadă de 6 luni.
este doamna Spătoare Margarita, secretar general. Având în vedere solicitarea adresului care ne-a fost transmis ieri, la 28, cu privire la modificare și aprobare de contare tarif de facturare EcoSud pentru preluare deșeuri reciclabile în vederea sortării în cuantum de 443,46 lei pe tonă, exclusiv TVA, pentru perioada de 6 luni. Deci din tariful de operare, vor să modifice un pic tarifele de operare. De asta au mai și scăzut un pic la preț. Deci din tariful de operare de 900 de lei pe tonă, aprobat prin contractul de delegat, se scapă 456 de lei. Deci o să vină un preț de facturare de 443 de lei pe tonă, da. Articolul 2 se aprobă decontarea tarifului de facturare al SECE EcoSud pentru preluare deșeuri biodegradabile în vederea compostării în cuantum de 194,52 de lei pe tonă, exclusiv TVA, pentru o perioadă tot de 6 luni. Deci prețurile astea sunt pe 6 luni. Stabilite 6. Da, din tariful de operare 235,95 lei. Se scad 41,43 și rezultă 194,52 de lei pe tonă. Deci se împuternicește domnul primar să voteze în funcție de votul dumneavoastră. Dacă în cadrul asociației și se mandatează aparatul tehnic al ADI să recalculeze cuantumul de reducere a tarifului conform hotărârii care am elaborat. Când scade bine, dar îți găsă numele. E vorba de ADI. E tot județul. Biodegradabil, mă ia în cap. Și membrii ADI sunt 80 de comuni, și așa că jura. Da. O să fie să spun că o luat biodegradabil. Ia de ce se întâmplă. Vin, vin. Asta e biodegradabil. Vin? Păi tot mai vin o mașină să ia trenci. A, nu acum. Fia nu e nici renci. A, le bagă lumea, nu trebuie să-mi bagă. Păi da, și ei o să vină iarăși cu mașina aia specială, că eu fac cu ce-a spus de mii de ori. Vin ei, se pot să ajungă. Mă, dacă șase luni în probă și vor să facă... Și vreau șase luni în probă. Fac pe tot județul. Noi să-ți votăm împotrivă și tot așa votează. Da, dar